Toma Alexandru de Vie de la Peltrie, diavolul negru sau generalul negru al lui Napoleon Bonaparte. Acesta va fi subiectul nostru de astăzi. Este vorba despre destinul unui sclav dintr-o colonie franceză care a ajuns primul general cu 4 stele dintr-o armată europeană. Sunt convinsă că numele nu vă spune nimic, deși are legătură cu subiectul nostru anterior. Haideți să vă mai dau un indiciu. Tatălui Toma a fost marchizul Alexandre Antoine de Vie de la Peltrie, iar fiul său, nimeni altul decât Alexandre Dumas, autorul celor 3 mușchetari, Contele de Monte Cristo, Vicontele de Bragelonne, după 20 de ani și a multor romane celebre care ne-au încântat adolescența. Dumas era numele mamei sale, o sclavă de culoare din colonia Saint-Domingue, astfel că în istorie nu a rămas cel al familiei din aristocrația franceză, ci tocmai acela al sclavei de origine africană. Dar haideți să vedem cum a început această istorie de familie atât de interesantă și totuși atât de puțin cunoscută. Familia de Vie a moștenit domeniul La Peltrie și obține un marchizat în anul 1707 de la Ludovic al XIV-lea. Este vorba de cei 3 frați, Alexandre, bunicul lui Dumas, și frații săi Charles și Louis. Titlurile nobiliare se moșteneau și cum Louis era cel mai mare, devine marchiz de La Peltrie. Cei 3 au o viață tumultoasă. Louis avea o afacere cu arme, din cauza căreia ajunge la închisoare. Se pare că a vândut ceva arme defecte către armata franceză. Acesta moare în 1773 și titlul de marchiz este preluat de fratele său Charles. Acesta părăsise Franța în tinerețe și se stabilise în cea mai bogată insulă franceză din Indiile de Est, Saint-Domingue. Aici făcuse o avere considerabilă din plantațiile de tutun și trestie de zahăr. În 1738, Alexandru, care urmase cariera armelor și ajunsese colonel în armata franceză, pleacă în Saint-Domingue la fratele său, care avea un domeniu în provincia Monte Cristi. Da, ați auzit bine, Monte Cristi, nu Monte Cristo. În memoriile sale, Alexandre Dumas vorbește despre bunicul său și istoria familiei sale. Acesta spune cum Alexandre de Vie a intrat în conflict cu Charles din cauza vieții dezordonate și a moravurilor îndoielnice și a plecat de la acesta împrumutând, ca să nu spun furat, 3 sclavi. S-a deplasat în altă parte a insulei, în satul Jeremie, a vândut sclavii și a cumpărat o proprietate sub pseudonimul Antoine de Lisle. Aici întâlnește o sclavă de culoare, proprietatea unui negustor, și vrăjit de frumusețea acesteia, o cumpără pentru o sumă exorbitantă. Era vorba de Marie Cézette Dumas, bunica renumitului scriitor. Au avut împreună 4 copii, 3 fete și un băiat, pe Toma Alexandre Dumas, tatăl scriitorului. Despre bunica sa se știe faptul că era o femeie de culoare dintr-un grup etnic numit Yoruba, din Africa de Vest. Era sclavă și oricât s-a speculat asupra faptului că Alexandre de Vie ar fi eliberat-o din sclavie și s-ar fi căsătorit cu ea, lucrurile nu sunt foarte clare în această privință și mă tem că nu a făcut acest lucru. Mai ales că în anul 1775, Alexandre de Vie La Peltrie își vinde copiii unui negustor de sclavi și aceasta pentru a strânge bani să se întoarcă în Franța. Aflase că fratele său Charles, care între timp renunțase la afacerile din Saint-Domingue și se întorsese în țară, decedase și îl încântau titlul de marchiz și domeniul din La Peltrie. Ajuns în Franța, rezolvă problemele cu moștenirea fratelui său și obține titlul de marchiz și domeniul familiei, pe care, ce credeți, îl vinde pentru a face rost de bani. Se pare că a luat un preț bun, 100.000 de lire și o rentă viageră de 10.000. Se putea considera un om bogat. Și ce credeți că face?
se întoarce în Saint-Domingue și îl răscumpără pe Thomas Alexandre, pe care îl ia cu el în Franța. Îi lasă în urmă însă pe ceilalți copii și pe Marie Sezet. Micul Thomas avea probabil 13 ani, era în 1775. Mama sa a rămas în sclavie și nu se știe cu exactitate data morții acesteia, putând fi 1772 sau 1775. Dar să ne întoarcem la eroul nostru. Thomas Alexandre Davy de la Peltry, poreclit generalul Dumas, s-a născut la 25 martie 1762 în Jeremie din Saint-Domingue, sau Haiti, cum îi se spune acum. Am văzut care au fost circumstanțele nașterii sale, mama sclavă de culoare, tatăl din mica nobilime franceză, proprietar de sclavi, colonel în armată și aventurier. Este vândut de propriul tată, răscumpărat apoi, adus în Franța, unde este introdus în societate sub numele lui și educat asemenea unui copil de nobil. Este înscris într-o pensiune în Paris. Aici îl are ca profesor pe un renumit pedagog, scriitor și maestru de scrimă. În această pensiune se împrietenește cu Joseph Boulogne de Saint-Georges, cunoscut sub numele de Cavalerul de Saint-Georges, celebru compozitor, violonist și scrimeur francez născut în Guadeloupe, o insulă din arhipelagul caraibian. Tatăl său investește în acesta mulți bani pentru a-l transforma în gentilom, învață bunele maniere și începe să strălucească în saloanele pariziene datorită frumuseții sale exotice, a istețimii, dar și a cunoștințelor dobândite. Era un tânăr frumos, cu pielea măslinie, înalt și bine făcut, cu chipul oval, părul creț și sârmos și avea o ținută semeață cu care făcea senzație în societate. Marchizul de acum, Davy de la Peltry, îi asigura fonduri suficiente, o garderobă și chiria unui apartament aflat în inima Parisului lângă Louvre pentru a trăi ca un adevărat gentilom. Această viață lipsită de griji s-a terminat în anul 1786, când tatăl său îi taie resursele financiare, deoarece acesta se căsătorește cu Marie Retu, o femeie mai tânără cu 30 de ani, și astfel că Thomas se vede nevoit să se descurce singur. Se angajează în armată cu un contract de 8 ani în regimentul de dragoni al reginei, un corp de cavalerie. Doar că în urma disputei cu tatăl său, acesta îi interzice să îi mai folosească numele și Thomas adoptă numele de familie al mamei sale, adică Dumas. Așadar, Thomas Alexandre Dumas își începe aventura vieții sale, care îl va duce de la un simplu cavaler în corpul de dragoni al reginei la general de divizie în armata lui Napoleon, primul general de culoare din istorie. Calitățile fizice, în special forța herculeană și abilitatea în mânuirea sabiei și, desigur, exotismul apariției sale, îl fac repede cunoscut în rândul trupelor și leagă acum o prietenie durabilă cu Jean-Louis Espagne, Louis Chrétien Carrière de Beaumont și Joseph Piston, tineri care vor ajunge și ei general de divizie. Prietenia și faptele lor l-au inspirat pe fiul său, scriitorul Alexandre Dumas, în crearea personajelor celor trei mușchetari. În mai 1789 izbucnește Revoluția franceză și Franța este cuprinsă de revolte populare împotriva monarhiei și a aristocrației. În luna august a acelui an, Thomas Alexandre Dumas se află împreună cu regimentul său în provincia Lyon pentru a menține ordinea ca urmare a tulburărilor produse de revoluție și de modificările din societatea franceză. Aici o cunoaște pe tânăra Marie Labouret, cu care se logodește în luna decembrie. Amână însă nunta până în 1792 la solicitarea socrului său, care nu dorea să își căsătorească fiica după un simplu soldat. Și când Thomas Alexandre a obținut gradul de brigadier, uniunea s-a produs, și anume în februarie 1792. Și îl are drept martor pe unul din bunii săi prieteni, Jean-Louis Espagne. În iulie 1791 participă la reprimarea manifestanților parizieni care solicitau menținerea monarhiei
și revenirea regelui Ludovic al XVI-lea pe tronul Franței. Dumas, care comandă o grupă de 6 dragoni din regimentul său, intervine brutal asupra manifestanților, provocând mai multe decese. Acest episod îl aduce în 1793, în timpul regimului terorii, așa cum este cunoscută această etapă a Revoluției franceze, în fața Comitetului Salvării Publice. Pentru a da explicații, în timpul Revoluției franceze, cariera sa cunoaște o ascensiune fulminantă. În 1791 face parte din nou creată armată a Nordului. Se remarcă în timpul unei misiuni de patrulare în zona Tirol, unde ia prizonieri o duzină de etnici germani. Și Monitorul Universal, un renumit cotidian al epocii, scria în numărul său din 18 august 1792 că acțiunea lui Dumas a fost atât de neașteptată și energică, încât adversarii nu au avut timp nici să își încarce carabinele. În urma acestei acțiuni, este avansat la gradul de sergent. În 1792 se creează un regiment de cavalerie ușoară format din soldați de culoare, 800 infanteriști și 200 cavaleri. Acest regiment era denumit Legiunea Americanilor sau Legiunea Saint-Georges, după numele primului său comandant, nimeni altul decât prietenul său din adolescență. Dumas devine comandant secund al legiunii cu gradul de locotenent colonel. În ianuarie 1793 se întoarce în provincia Lyon, în fruntea legiunii, al cărui comandant era. Aici reușește din nou o acțiune de excepție. În fruntea 14 soldați atacă un post de pază olandez compus din 40 de oameni, ucide 3 dintre ei și ia prizonieri 16. Este avansat la gradul de general de brigadă de ministrul de război Jean-Baptiste Bonchot și la scurt timp general de divizie. Ne aflăm în 1793. Thomas Alexandre Dumas avea 31 de ani și devenise primul general de culoare din armata franceză. Intră în vizorul Comitetului Salvării Publice, organism al Revoluției franceze din așa zisul regim al terorii, în fața căruia este chemat să dea explicații asupra pozițiilor sale publice prin care își exprima dezaprobarea vis-a-vis de execuțiile publice. Fusese supranumit Domnul Umanitate, ceea ce în acea epocă nu prea era un compliment. În decembrie 1793 este numit la comanda Corpului de Armată din Alpi, format din 45.000 de soldați. După o inspecție sumară, își dă seama că trupele se aflau într-o stare deplorabilă și face demersuri pentru echiparea acestora. Rezistă presiunilor exercitate de Comitetul Salvării Publice, care dorea o intervenție imediată a armatei în masivul Mont-Cenis, la granița italiană, nedorind să își expună soldații unui pericol inutil. Formează un stat major din general de brigadă competenți, reorganizează trupele care parcurg un program intens de pregătire și în aprilie 1794 ordonă cucerirea masivului Mont-Cenis. Primul atac, condus de unul dintre generalii săi, a fost un eșec. Dumas își repliază trupele și lansează un al doilea asalt condus de el însuși. Victoria a fost totală. În scrisoarea către Comitetul Revoluției, acesta spunea: niciodată victoria nu a fost mai completă. Am luat 900 de prizonieri, am omorât o mulțime de adversari și, lucru incredibil, pierderile noastre au fost extrem de reduse, 7-8 morți și 30 de răniți. Viv la Republic! Comitetul Revoluției îl numește comandantul armatei Occidentului și, în stilul bine cunoscut, înainte de a lua în primire trupele, efectuează o inspecție serioasă a acestora, ocazie cu care constată că acestea sunt atât de dezorganizate încât nu mai pot fi refăcute pentru a forma un corp de armată funcțional. Scrie comitetului aprecierea sa asupra acestei armate și le propune soluția de a înlocui ofițerii superiori și un număr important de soldați. Nu a ajuns la un punct comun cu comitetul, fapt pentru care demisionează.
un act de mare curaj, întrucât generalul Armand-Louis de Gontant-Biron, duce de Biron și pair al Franței, care fusese numit la comanda armatei înaintea sa, în urma demisiei a fost ghilotinat la ordinul Comitetului Revoluției. Deja Dumas avea faima unui general inflexibil care nu concepea eșecul pe câmpul de luptă, fapt pentru care acorda o mare atenție pregătirii trupelor sale. Aflat în concediu, în 5 octombrie 1795, când regaliștii au încercat să înlăture Comitetul Revoluționar, la conducerea armatei de represiune a fost numit tânărul general Napoleon Bonaparte. De altfel, luptă pentru scurt timp sub comanda acestuia în corpul de armată denumit Armata Italiei, cu care participă la asediul localității Mantua între 1796-1797. Se alătură apoi armatei din Tirol, comandată de generalul Joubert, de la care preia un corp de 20.000 de călăreți. Obține câteva victorii răsunătoare împotriva trupelor austriece, ceea ce îl determină pe Napoleon să spună despre el că este asemeni renumitului erou roman Horatius Cocles. Și cred că un compliment atât de frumos venit din partea celui care va deveni împărat nu este puțin lucru. Și poate și mai frumoasă este porecla pe care i-au dat-o austriecii, diavolul negru. În 1797 este numit de Bonaparte guvernator al unei mici provincii în regiunea Veneto din Italia. Este desemnat de acesta pentru a comanda cavaleria armatei Estului, cea care luptă în campania din Egipt împotriva mamelucilor. Și ne dăm seama cât de mult aprecia Bonaparte profesionalismul lui Dumas, după faptul că îi pune sub comanda sa pe cei mai renumiți generali ai Franței, Murat, Davout și Leclerc. Și totuși, inevitabilul se produce. Când se întâlnesc doi oameni puternici, două caractere tari, orgoliile și principiile ies la suprafață. Și între cei doi izbucnește un conflict. Și redau mai jos dialogul dintre aceștia, așa cum apare el în memoriile fiului său, Alexandru Dumas. Bonaparte, deci, Dumas, îți împarți mintea în două părți. Ai pus Franța de o parte și pe mine de cealaltă. Dumas, cred că interesele Franței trebuie să fie înaintea intereselor unui om, oricât de mare ar fi acela. Bonaparte, deci ești gata să te desparți de mine? Dumas, da, de îndată ce cred că vă despărțiți de Franța. Bonaparte, te înșel, Dumas. Dumas, se poate, dar nu accept dictatura. Inflexibil, generalul Dumas părăsește frontul de luptă. Își dă demisia. Napoleon nu îi va ierta niciodată acest afront. Și după cum se știe, istoria este scrisă de învingători. Roata norocului se întoarce împotriva lui Dumas. La înapoierea în Franța, intră într-o furtună și nava este nevoită să acosteze pe țărmul Italiei. Generalul este luat prizonier de guvernul de la Napoli și ținut 2 ani în detenție. Este eliberat în anul 1800, dar nu mai era bărbatul vânjos de altă dată. În timpul detenției a fost maltratat, astfel că se întoarce acasă mai mult o umbră a ceea ce fusese. Toată partea dreaptă a corpului îi era afectată. Piciorul, urechea, fața și ochiul, la care adăugăm un ulcer la stomac, afecțiune care îi va provoca moartea 6 ani mai târziu. Între timp, în Franța, se instalase regimul republican. Napoleon Bonaparte devenise consul și începuse perioada epurărilor masive din armată, cărora i-au căzut victime, în primul rând, cei care se opuneau viziunii noului comandant. Generalul Dumas este pensionat odată cu primul val al ofițerilor indezirabili, în anul 1802, fără a primi despăgubirile cuvenite în urma detenției din Italia și în ciuda demersurilor făcute pe lângă Napoleon de a-l reîncadra în armată,
nu a primit niciodată răspuns de la acesta. Își întreține familia, soția și fiul abia născut, viitorul scriitor Alexandru Dumas, din pensia de general de divizie. Parcă este prea scurtă calea de la mărire și lauri la decădere și uitare. Thomas Alexandre Dumas, copilul de culoare, născut sclav, care ajunge general de divizie, primul general cu origini africane din armata franceză, moare la 26 februarie 1806. Și doar cu titlul informativ amintesc faptul că în anul 1802, Napoleon Bonaparte, chiar în anul în care s-a născut scriitorul Alexandre Dumas, a restabilit sclavia, abolită de Comitetul Revoluției în 1794. Thomas Alexandre Dumas îi lasă moștenire fiului său, Alexandre Dumas, o mulțime de povești privind faptele sale de arme. Acestea îl vor înflăcăra pe tânărul scriitor, care va crea personaje nemuritoare. Unul dintre mușchetari, și anume Portos, avea calitățile fizice ale tatălui său. Îi mai lasă un fizic impresionant și robust și o identitate rasială pe care scriitorul și-o asumă cu mândrie. Numele generalului Thomas Alexandre Dumas este scris pe Arcul de Triumf, alături de cel al tovarășilor săi, Espagne și Carrière de Beaumont. Astăzi există mai multe organizații care fac demersuri pentru recuperarea personajului istoric, care a fost în mod nedrept marginalizat. În anul 2009 s-a făcut un film documentar care are la bază povestea romanțată a generalului. Acesta se numește Diavolul Negru. Iar în 2013, jurnalistul, scriitorul și istoricul american Tom Rees a câștigat premiul Pulitzer pentru cartea Contele Negru, Glorie, Revoluție, Trădare și Adevăratul Conte de Monte Cristo. Aceasta prezintă biografia generalului Thomas Alexandre Dumas, o carte la care autorul a scris timp de 7 ani. Atât pentru astăzi, dragii mei. Mi s-a părut fascinant destinul generalului Dumas, tatăl marelui scriitor. Dacă v-a plăcut povestea de astăzi, vă rog să lăsați un comentariu și să-mi dați un like. Vă mulțumesc fiindcă sunteți aici cu mine și vă aștept duminica viitoare cu o nouă poveste interesantă. Dar până atunci, nu uitați că vă pup, vă iubesc!